faptul că mașina e destul de lată se vede, stai relaxat, deși cu picioarele, dacă stai mai evazat, ca să zic așa, nu prea atingi de nimic în bord, pentru că ai consola centrală inferioară cumva făcută cu o scobitură în care îți încape piciorul. Reglajele sunt manuale. O să încerc să vă arăt cum ridică. Asta e poziția de maximă a scaunului. De aici spătarul. Deci ușor, clasic. De coborât cam așa, reglaj lombar. La volan e o chestie interesantă. Deși avem o coloană de direcție un pic mai deosebită, despre care o să vă povestesc, una dintre modificările mari făcute față de vechea generație este că s-a rigidizat foarte mult coloana de direcție. Deci ca să dispară, și dacă observați, deci practic dacă tragi de volan este atât bine prins încât zici că e prins într-un perete, da? Se poate roti așa cum observați, chiar și din zonele de blocare, că e blocat volanul acum, însă dacă tragi de el înainte și înapoi, pur și simplu zici că e prins în perete, atât de rigidă este coloana de direcție. Acest lucru e un avantaj, îți dă un sentiment de siguranță și de mașină bine făcută. Ai reglaj mediu în adâncime, face zgomot așa cum observați la capăt, un zgomot destul de mare și un reglaj mediu spre mare, aș zice, în înălțime, deci îți găsești poziția, mai ales că avem un singur cadran principal până la urmă, celelalte două secundare le vezi oricum din orice poziție. În regulă mașina, volan bine proporționat, n-aș putea să mă plâng. Și scaunele mi se par în regulă, deci nu, sincer, eu când m-am urcat în Civic prima dată, am avut impresia că e mașina mea de când mă știu. Atât de bine m-am simțit, asta e un indicator foarte important când îți cumperi o mașină. În momentul în care te urci în ea și te simți ca acasă, înseamnă că ergonomic vorbind e în regulă mașina. Claxonul. Comenzile pe volan o să le vedeți, o să vorbim despre ele detaliat, că sunt un pic altfel decât erau la Honda până acum. Și legat de spațiu, o observație aș avea de făcut. Sigur, eu pot să și cobor scaunul ăsta ca să se și vadă. Dar am impresia că la spațiu, asta e senzația mea, dacă mi-amintesc bine de la Golf, parcă spațiul la cap era mai bun la Golf. Nu știu de ce am această impresie. Adică aici avem trapa care, da, distanța cu scaunul coborât complet până la tavan e destul de mică, parcă la Golf era mai mare. Poate să fie o problemă doar pentru șoferii foarte înalți. Și la fel o să vedem și în spate curba, înclinarea pe care o are plafonul mașinii pe lateral poate să încurce puțin în anumite situații, oricum mașina e destul de mare și de spațioasă comparat cel puțin cu vechea generație. În spate se stă foarte bine, e largă mașina asta, asta îmi place, probabil că 3 persoane pot să stea relativ confortabil. Spun relativ confortabil de ce? Spațiul la genunchi este, așa cum observați, scaunul pasagerului față în poziția de maxim în spate și destul de înclinat. Special am pus așa ca să vedeți că nu ating. Deci sunt în regulă cu spațiu. Deci și dacă pui 3 persoane vor sta confortabil relativ la scaunele din față. Există un tunel median, mă rog, care nu mă bucură și care probabil încurcă în această poziție cu scaunul dat la maxim în spate. Cel care va sta lângă mine va fi puțin deranjat sau mă va înghesui ca să-i încapă piciorul drept aici și piciorul stâng în partea cealaltă, înghesuindu-l pe cel din stânga. Deci aici parcă aș fi vrut altă soluție. Bancheta are o scobitură ca să ajute,
să stai cu picioarele un pic mai spre spate ca pasager de mijloc. Ce spuneam este evident la cap. Deși mașina e destul de înaltă, are o scobitură făcută aici, cei care vor sta pe lateral sunt destul de aproape. Adică eu la 1.73 am două degete până la tavan. Cineva care are peste 1.80 e posibil să nu se simtă foarte confortabil în spate, mai ales dacă sunt 3 persoane. Dacă sunt 2, nu sunt probleme. Alte aspecte care merită luate în calcul. Sigur, au dispărut Magic Seat, deci nu mai avem niciun fel de spațiu sub banchetă. Bancheta este fixă. Această banchetă este fixă. Modularitatea scaunelor spate iar a devenit nici măcar normală, nu pot să-i spun, am văzut sisteme mai avansate decât ce oferă Honda acum. E drept că e simplă, adică ai o clapetă sus pe fiecare porțiune de spătar. Tragi de clapetă, lași scaunul în jos, lași spătarul în jos, aia e tot ce trebuie să faci. Și obții o suprafață, mă rog, relativ ok, o să o vedeți pe filme, însă atât. Asta este tot ce poate face noul Civic față de alte modele, mai mult sau mai puțin concurente cu el. Nu ai niciun fel de reglaj al spătarului, adică să ai mai multe poziții de în jurul axei verticale. Să spunem 2-3 poziții de reglaj dacă vrei să te lași mai pe spate sau dacă vrei să câștigi spațiu în portbagaj prin poziționarea spătarului mai apropiat de verticală. Nu ai această funcție, deci pur și simplu ce vedem în spate acum este că asta este configurația la care poți spera. Din fericire, pentru un vehicul compact, spațiul este mare. Deci poți să stai 5 pasageri înăuntru, aproape bine. Ceea ce nu putem vorbi, nu putem stabili că se poate sta bine în toate vehiculele compacte. Nu, sunt unele în care chiar stai înghesuit, nu le mai zic acum că le știm cu toți. Deci câștigul mare la acest Civic, ampatamentul care este la varianta 5 uși 2,7 minus 3 mm, da? Deci cât vine? 2697 exact, da? Ca să vorbim în milimetri cu precizie. 2697 e un ampatament mare și asta înseamnă că lungimea spațiului de pasageri este mare. În situația pe care o vedem acum, locurile din față sunt absolut generoase și la șofer. Scaunul șoferului în poziția mea de condus, ăsta e la maxim în spate, deci în față se stă perfect. Dacă mai dau 5 cm scaunul ăsta în față să fie la același nivel cu scaunul meu de la șofer, confortul devine într-adevăr foarte bun, demn de o clasă superioară clasei compacte. Dar, iarăși o precizare, sunt anumite modele în segmentul compact care, chiar dacă au un ampatament mai mic, au spațiu comparabil cu acest Civic. Mă refer la distanța până la spătarul din față. Una peste alta, cum interpretez eu treaba asta? E o mașină care este suficient de practică. De fapt, ca să o spun și mai frumos, e o mașină sportivă cu un caracter practic bine realizat. Deci ai spații de depozitare, ai cotiera aia centrală, o să o vedeți, absolut deosebită. Locurile de sticle sau doze de pe portiere, ele sunt destule, fiecare portier are cât un loc, nu acomodează, deci cred că o sticlă undeva la 0,8, maxim un litru dacă intră, că eu am una de 1,25 și n-a vrut să intre nicăieri, probabil că sub un litru intră fără probleme, pentru că avem o formă un pic mai ciudată la mânerele portierelor, de nu știu ce au vrut să le facă ei așa, probabil, mă rog. Așa au considerat, se putea și mai bine din acest punct de vedere. Deci, concluzia despre spațiul în spate,
până în 1,80 m, dacă ai înălțime până într-un 1,80 m, 3 persoane pot să stea confortabil. Dacă se depășește această înălțime și mai ales dacă sunt niște indivizi mai corpolenți, nu știu dacă o să se mai stea atât de bine. Ce este iarăși important, că dacă stau așa, da, să spunem poziția standard de poză în mașină, am o distanță de aproximativ 20 de centimetri până la portieră. Deci aici este, uitați-vă cât se poate mișca, deci eu pot să stau realmente relaxat în această poziție. Deci înghesui, dacă te înghesui, 3 persoane pot să stea foarte ok. Mai bine decât în alte mașini, dar în același timp cu anumite limitări. Asta e foarte important. Forma spatelui de Civic conduce la această limitare în zona capului. Bordul are toate informațiile concentrate pe display-ul central. Pe stânga și pe dreapta, așa cum observați, temperatura motorului și indicatorul de carburant. Display-ul central are o serie de facilități la care poți accede folosind un buton din stânga volanului, butonul Info, I, care ne duce în aceste chestiuni. O să le iau pe rând. Indicatorul de consum. Nu m-am înțeles foarte bine cu el, pentru că se acționează prin apăsări succesive și dacă scapi e mai greu. Aici e indicatorul de presiune în turbo, indicații legate de navigație sunt aici. După un timp apare o busolă, o să așteptăm puțin să vedem dacă ne face această onoare. Informații despre semnele de circulație, dacă există. Avertizări sonore la 50 sau la 80, dacă vrem. Starea centurilor de siguranță din vehicul. Observ că folosind acest joystick cu Enter în mijloc poți să comuți între, deci să faci și stânga-dreapta, așa cum observați, în timp ce butonul de info nu permite decât mergerea către dreapta. Deci aici avem schimbul de ulei peste 13.300 de km. Informații despre audio și, mă rog, comenzi audio până la urmă. Dacă ai telefonul mobil împerecheat și dacă nu vrei nimic, ecranul ăsta. E destul de intuitiv și te obișnuiești la un moment dat. Dacă ar fi mașina mea, m-aș obișnui genul acesta de sistem. Însă, așa din prima, nu prea le nimerești. Câteva observații legate de cum percep eu acest interior de noul Civic. E foarte ergonomic, mult mai ergonomic decât la alte modele Honda pe care le-am condus în trecut, inclusiv Civic, adică s-a renunțat la multitudinea de ecrane multifuncționale care până la urmă făceau același lucru. Acum totul este concentrat în zone. Avem o zonă în stânga bordului cu 6 butoane, 5 active. Zona volanului, unde sigur se pot controla diverse chestii la fel de ușor, folosind practic două joystick-uri și câteva butoane pe lângă joystick-uri.
Apoi display-ul, despre care o să vorbim. E color, arată bine, rezoluție bună, mărime decentă, însă inteligența din spatele meniurilor nu este întotdeauna cea pe care o așteptam, adică destul de complicat și stufos de folosit. Nu mai avem ecran de climă, avem acest buton care ne duce într-un display unde putem selecta opțiunile de climatizare. Și ăsta e un avantaj, deci nemai având ecran separat de climatizare, layout-ul a devenit mai simplu și mai elegant. Deci tot ce înseamnă comenzi de climatizare sunt sub display și ai acces la un display folosind climate-ul, butonul, un pic ușor de folosit, mult mai aerisit interiorul decât la alte modele, cum spuneam. Ce părere am eu despre acest bord? Arată bine. Nu este cel mai spectaculos pe care l-am văzut la Honda până acum. Nu este nici cel mai bine făcut. Adică, din punctul meu de vedere, comparându-l cu concurența, nu este un bord cu materiale mai bune sau cu finisare mai bună decât la un Golf. Da, deci vorbim de concurența directă a Civic-ului. Nu, Golf-ul este mai bine făcut, mai bine asamblat și are materiale mai bune. Deci la Golf nu ai nicio... nu ai de ce să te legi. A, că e... designul așa cum e, e problema lor. Aici, în schimb, materialele sunt, să le zicem, un pic medii, da? O combinație de plastic cu un fel de imitație de fibră de carbon care arată bine. Mai avem niște zone, zona de deasupra torpedoului, care la fel are un fel de imitație de piele cu o cusătură. Arată decent, deci nu mă deranjează. Finisajele, în general, sunt ok, adică nu am găsit ceva care să... nu știu, lufturi sau chestii care să-mi intre degetul pe acolo, cum am mai găsit pe la alte mașini, inclusiv japoneze sau mai ales japoneze. Deci calitatea asamblării este în general, cum să o definesc într-un cuvânt, e îngrijită mașina. Găsești anumite chestii, dacă te uiți cu atenție, care pot să intre la, nu știu, neatenții. Adică mici imperfecțiuni, dacă le cauți neapărat cu privirea, le mai găsești. În zona... parasolarelor, deci parasolarele la un moment dat când le întorci spre tine iese o îmbinare lipită care nu e tocmai estetică sau nu la nivelul la care te aștepți. Inclusiv ecranul mare în poziția lui de montaj, cel puțin la mașina asta, are o mică diferență, 1-2 mm, cum este pus în bord. E un spațiu acolo între ornamentul de plastic și ecran. În stânga e puțin mai mic spațiu, în dreapta e puțin mai mare, nu deranjează, deci astea sunt chestii pe care le observi numai dacă ești foarte atent și eu în general sunt foarte atent, deci le observ aceste lucruri. În rest însă, mașina este realmente un progres, este spațioasă, are multe spații de depozitare, consola centrală, părerea mea că nu are rival ca dimensiuni și spațiu de depozitare, ai inclusiv un spațiu sub zona de comandă a cutiei de viteze, un spațiu mare în care poți să bagi o grămadă de lucruri. Pe urmă, în consola centrală inferioară ai acea cotieră destul de ciudată cu diverse facilități. Nu e soluția perfectă, nu e soluția ideală. După mine aș fi vrut-o altfel cumva, dar îți oferă o modularitate bună și în același timp este mare, imensă. Deci poți să bagi acolo ce vrei. Ai o sticlă de 2,5 litri, o bagi acolo, nu e nicio problemă. Ai două sticle în cap, nu te deranjează, scoți suportul de doze și în momentul ăla ai acolo un portbagaj. Poți să bagi ce vrei. Din punctul ăsta de vedere, cum spuneam, fără rival. Cât privește portierele, fețele interioare ale portierelor, la fel, ai spații de depozitare, nu tocmai am citit unele păreri că, domne, extraordinară la acest capitol. Mie nu mi se pare, pentru că eu personal, în diversele situații în care am fost cu mașina, n-am prea reușit să introduc nimic acolo. Acolo poți să bagi în spațiile de pe portieră, fie o doză, fie o sticlă mică de jumătate. Nu știu, n-am avut una de un litru să încerc. Am avut una de un litru 25, n-am căput nici chip. Spațiile sunt, e ok, finisajele sunt în regulă, dar soluția aleasă cu sprijinul de cot deasupra e destul de complicată. Deci nu țin ca pe o sticlă mai serioasă acolo. Lucru care la alte mașini, știți foarte bine că sunt mașini la care poți să pui o sticlă de 1,5 litri fără problemă pe portieră. Dar asta nu aș încadra-o la minusuri. Spun doar ca să știți la ce să vă așteptați.
Mașina de față are sistemul audio premium cu 11 difuzoare care e prezent pe Sport. Acest lucru sigur că schimbă cumva ambianța din motivele pe care toată lumea le știe. Nu mai dăm drumul la sistemul audio pentru că nu ne mai permite YouTube monetizarea și încercăm și noi să trăim cum se poate de undeva. Poate că interiorul ar fi putut să fie mai spectaculos. E destul de sobru, în sensul că ai și plafonul negru. E prea mult negru peste tot, dar în același timp, de exemplu, cu mașina albă, e o combinație interesantă. Parcă puțin cam sobru totul, chiar și pentru o Honda. Dar impresia pe care o am, impresia finală, dacă vreți, e un spațiu în care mă simt bine, m-am simțit confortabil și fără probleme de la primul contact cu mașina. Materialele de pe scaune în această versiune sport, deci fără piele, n-aș vrea să zic că sunt destul de triste, dar iarăși față de materiale textile pe care le știam de la Honda, inclusiv de la, de la modele mai mici, cum este Jazz-ul vechi, să spunem, părerea mea că acum materialele de pe, sau tapiseria aceasta de stofă, nu este la nivelul modelelor vechi, este, pare mai ieftină. Asta încerc să spun, adică nu îi contest calitățile, nu am transpirat pe ea, nu m-a deranjat, nu s-a murdărit, e rezistentă, adică fără îndoială progresul se vede pe undeva, dar impresia, deci impresia pentru mine, eu sunt clientul acum, pentru nivelul de preț pe care îl are mașina, mi-aș fi dorit parcă o calitate un pic mai bună. Cei care aveți o problemă cu asta, nicio chestie, vă îndreptați către o variantă cu piele, unde chiar ai un interior deosebit. Alte aspecte pe care trebuie să le rețineți și o să le spun acum, chiar dacă nu țin neapărat de interior, dar au oarecum o legătură. Dacă sunteți nemulțumiți de spațiu, adică dacă mașina vi se pare că nu întrunește toate așteptările legate de spațiu, există unele probleme mari cu posibilitatea de a monta portbagaj suplimentar. Deci toate versiunile care au trapă nu poți să montezi portbagaj suplimentar deasupra. Luați în calcul această chestiune și la varianta Sport sau Sport Plus, cum este cazul nostru, faptul că ai eșapament pe spate, la mintea oricui până la urmă, aduce o altă problemă, nu poți monta cârlig de remorcare. Deci, da, în mod evident pentru ceva care și-a un Civic din ăsta cu, nu mă gândesc că cineva ar vrea să tracteze ceva, că e aberant, nu-ți iei un Civic ca să tractezi cu el, evident. Dar, apare o problemă reală pentru cei care vor să-și care biciclete. Deci vrei să pui cârlig ca să ai suport de biciclete, da? Ceea ce pentru o persoană dinamică, cum este cel care se presupune că va cumpăra noul Civic, păi e o mare problemă. Deci să nu poți să pui cârlig pe sport, luați-o în calcul și pe asta. Nu să veniți pe urmă și să spuneți, băi, Robert nu ne-a zis că v-am zis. Deci pe sport, cu eșapamentul central pe spate, nu aveți posibilitate de cârlig. Verificați cu atenție la Honda dacă există, poate există soluții speciale de transport biciclete pentru mașină în exterior care să fie compatibile cu eșapamentul central, dar eu nu am văzut. Asta așa, rapid, ca idee despre ce înseamnă interiorul și posibilitățile de transport. Spațiul în Civic, în acest Civic, este destul de mare, avem un ampatament la nivel cu Passat, da? Deci aici avem 3 mm, la varianta 5-uși 3 mm sub 2,7 metri și Passatul are 1 cm în plus, deci are 2700, mă rog, 2,71 m pe românește. Și acest lucru ce înseamnă? Că mașina în esență, în interior, cel puțin în lungime, este foarte spațioasă pentru o compactă. Este în zona superioară a segmentului compact. Are ampatament mai mare decât Octavia, decât mașini mari pentru oricine, da? Nu mai comparăm acum cu Focus sau cu, da, are 5, 6, 7 cm în plus în ampatament față de marea majoritate a compactelor cu care concurează. Și acest lucru înseamnă că totuși la interior ai spațiu. Portbagajul, așa cum ați văzut, fără sistemul de scaune Magic Seats și cu totul cam fix, adică în afară că poți plia spătarele banchetei, care sunt fracționabile asimetric. Portbagajul nu este mic, e un portbagaj mare pentru segment. El, sigur, e doar cu un litru mai mare decât la vechea generație. La vechea generație, după părerea mea, fiind mai practic un pic portbagajul, ca, mă rog, aveai și Magic Seat ăla și să plia Magic Seats și să plia cum trebuie. Și mie, din amintiri, parcă mi s-a părut mai practic. Aici însă
Avem o deschidere foarte mare la Hyon, deci se pot introduce obiecte de dimensiuni mari, cel puțin teoretic, însă forma stopurilor și marginea pot să încurce uneori, deci atenție, că nu întotdeauna 478 e mai mare decât 477, depinde ce poți să bagi și cum poți să bagi, da? E destul de relativ la portbagaje. Una peste alta, ca spațiu, cred că pentru cei care au așteptări de clasă compactă, realmente vor fi încântați, adică mașina excede clar așteptările unui client de segment compact. Este o mașină mult mai mare în interior decât pare și din exterior. Deci dacă te uiți la mașină, nu-ți dai seama cât de mare e. Nu. Este mare, este spațioasă și din acest punct de vedere totul este în regulă. Probabil că nu toată lumea o să fie încântată de cum arată schimbătorul. Mie nu-mi displace, da? Nu mi se pare ceva. E simpăticuț așa îmbrăcat în piele. Măcar scapi de problema aia cu rece, iarna, cald, vara, fierbinte vara, pe care o ai la alte schimbătoare mai sportive. Sunt convins că multă lume ar fi așteptat ca aici să fie o măciulie din Zamac sau din ceva așa, gen Ferrari. Nu avem, o avem pe asta. Cursele, după cum observați, nu sunt, am văzut mai scurte, asta vreau să zic așa. Deci am văzut curse și mai scurte la alte mașini cu caracter sportiv. Nu vrea să intre în a cincea de pe loc, văd, mă rog, nici nu văd de ce ar vrea. Mersul înapoi este aici. E ușor de acționat, nu trebuie să apeși sau să faci ceva, e pur și simplu mersul înapoi ca o treapta opta. Zgomotele pe care le auziți în mers nu se aud, deci în momentul în care rulezi cu mașina, zgomotele de fond anulează aceste zgomote pe care le auziți aici. Nu am nicio problemă, deci n-am avut problemă ca întotdeauna la Honda mi-a plăcut chestia asta, că în momentul în care m-am așezat în scaun, mi-am așezat volanul și când pui mâna pe volan și apoi schimbi, pui mâna pe manetă, te simți de acolo. Acest lucru în continuare rămâne, adică mașina este făcută pentru șofer. Puțin mai în față o să observați, avem și un pad de încărcare wireless pentru telefoane mobile. Are și un buton undeva acolo. Acum fiecare din ce punct de vedere privește dacă e un avantaj să ai buton sau un dezavantaj. Pentru unii poate fi un avantaj, adică în momentul în care ai buton, ce înseamnă? Că poți să spui telefonul aici fără să se activeze încărcare. Da? Pentru a se activa, apeși butonul de power de acolo. Alte mașini au un astfel de sistem care este automatizat, adică detectează telefonul și îți încarcă. Acum fiecare soluție are avantaje și dezavantaje. Eu la Sportage, de exemplu, am un pad care este automat, îl setez din meniu să poți, deci să fii activ și în momentul în care spui telefonul acolo, încărcarea începe. Nu e întotdeauna cea mai bună soluție, pentru că poate nu mereu vrei, când ai telefonul la 95%, nu vrei neapărat să-l pui să-l mai chinuie sistemul ăsta. Deci, din acest punct de vedere, soluția aleasă de cei de la Honda, deși puțin mai complexă. Dacă ai un buton în plus acolo, trebuie să faci o mișcare, să apeși pe el, deci practic îți pui telefonul. Da? O să îl și pun ca să vedem. Și spui telefonul aici. Dacă eram în Sportage, ar fi scos un sunet, s-ar fi aprins LED-ul și ar fi pornit. Aici, observați, e doar depozit. Da? L-am pus acolo telefonul. Vreau să pornesc încărcarea. Se apasă mai mult pe buton un pic. Da? Și observați, a început să încarce.